Poliția CSGO se transformă în jandarmeria CSGO. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare, my friend, eu sunt Flash și bine v-am găsit la jandarmeria CSGO. La codați la muncă pe office. Tocmai am ratat un demo pentru că eu filmam, dar n-am dat rec, nu mergeau secundele, nu se întâmpla nimic, nu așa. Și spuneam că aștept o mapă mai bună, un DAS 2, un Mirage, o chestie o așa, dar că s-ar putea să se repete tradiția, și anume să stăm pe office vreo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 de demori și după aia să prindem și noi un DAS 2 sau ceva. Hai să vedem aici revolver, capul în podea, ceva ce vedem de fiecare dată pe office și ceva foarte comun aici. Am văzut și kill-uri în dreapta, dăm și easy verdict cu 4 bife și ne continuăm treaba de jandarmi aici pe CSGO, că e multă muncă după cum se vede cu office-ul ăsta, e vai de capul meu. Și ajungem pe Inferno cu jandarmeria CSGO, dar tot cu capul în jos cu revolver. Ui, ce se întâmplă? Parcă și demo-ul trecut tot cu revolver, nu? Cred că e o modă. E o modă și moda aceasta cu capul în pământ, cu trișat, cu așa trebuie pedepsită de către jandarmeria CSGO, așa că bineînțeles că o să dăm puțin skip prin demo ca să vedem așa niște kill-uri acolo în dreapta sus și mai apoi să venim noi, mamă, cu automata, nu, mai direct la final mergem. Asta zic, asta, de atât aveam nevoie, o dovadă. Și acum îl băgăm în dubă pe domnul The Suspect, duba jandarmeriei CSGO, și vă las pe voi să spuneți în comentarii ce urmează pentru el. Eu zic că într-un final vine banul. 3 bife și mergem mai departe. Am ajuns pe nuc și miroase a cod și nici n-a început de mult bine. Hai să vedem aici că Interpolate 1 să se miște frumos demo. Jandarmeria CSGO nu poate să urmărească demo-uri care se mișcă prost, mă, friendus. Nu se poate aici. Facem treabă serioasă. Foarte serioasă. Lucrăm cu legea. A dat aici un cap de suspect. Fiți atenți că avem demo normal. Deci eu nu mă așteptam. Sincer, mă așteptam să vedem podeaua de pe nuke și... Dar s-ar putea să o vedem. Adică nu-i timpul pierdut. Stați un pic. De suspect plantează bomba. Puțin așa, l-a atras ceva la ventul ăla, a văzut, l-a simțit ceva după miros, l-a luat pe cel care urca acolo pe scară. Ok, mai avem un om în buză. Mamă, nici avea ținta pe cap când a început să tragă ăștia la cap, what? Și mai avem un om care se zgândură pe la B, pe jos, pe sub mapă, ia, The Suspect după el? Mai lei. Bun, hai să vedem mai departe, ia. Se duce cu lama, what is this? Ce? Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ia, fiți atenți. Mamă, ăsta are și ol. Ăsta are și ol, că a scos arma din mână și era sigur că adversarul îl strag în el, deci probabil că îl vedea că nu stă cu arma în mână sau ceva, că nu-i face pic sau nu știu. În fine, hai să nu tragem noi concluzii pripite, că trebuie să vedem niște faze care ne atestă 100% că ăsta aspectare coduri ca să dăm un verdict, adică, cum spuneam, facem aici treabă serioasă. Lăsând Caterinca la o parte. Jandarmeria e serioasă, nu face Caterinca pe demo-uri. Hai că da. Mamă, aici era tras lângă jucător. Nu știu ce face, aici a ieșit direct pe ăsta din stânga dinspre radio, ia, și a rămas un singur jucător de VCT care s-a dus în T-base, The Suspect pe aici, pe la vent. Da, interesant, să zicem. Aruncă toate utilitățile posibile, dar fără vreun rost, că nu e nimeni pe aici. Încearcă să tragă el free fire pe aici, pe la radio, se duce în B, verifică. Se întoarce, se duce, se plimbă, se așa și la un moment dat o să aibă el o chestie să se uite fix prin perete la ala din bază. Da, nu, hai că n-are wall, nu. Fiind serios, wall-ul e pus, aim-ul e pus, nu mai, ce să mai tragem atâta de coadă? Pă bune. Hai să vedem mai departe. O nouă rândă cu The Suspect aici. Apase lușa. Ok. I-a lăsat pe ăștia să treacă. Mamă, și se apucă de ei.
Mamă, îl prinde cu flash-ul în mână și vine om și din spate și din față și... Oh, da. Oh, da. Hai să vedem. S-a dus domnul ăsta pe gronda trecută. N-am văzut acțiune. Eu mi-am pierdut iar cursorul. Nu, Telegram. Gata, l-am găsit așa. Nu, nu mai mici de mouse. Gata, promit. Nu mai. Lasă aici. Dăm un flash în garaj. Știe care un om acolo în față. Ia. Pune ținta direct pe aia după cutie acolo, mă, are treaba aici, încearcă un tripwire să trag așa un tap, știți ce zic? Aici, hau, pe cap, frumos, pam, pam, bun? Mai e Maple acolo cu scout sau cu, da, cu scout Maple. Ok, rămâne iarăși un singur jucător care e după vent, the suspect s-a uitat, a văzut, a reținut și acum hai să vedem cum o dăm în continuare, să urcă pe aici, da, da, mamă, ce fail a dat. Doamne, a vrut să urce și a căzut că, na, a avut un meci mai prost cu tastatura și s-a întâmplat o căzătură pe partea dreaptă. Se mai întâmplă și la case mai mari, stați liniștiți, nu e nicio problemă. Dă un molly pe rampă, nu e nimeni la bea, dar molly-ul total degeaba, nu știu ce încearcă, cui încearcă, unde încearcă să demonstreze că e jucător curat, că mă gândesc că și coechipierii săi s-au prins, bătcod, adică... Bine, are 14... 3... Nu, 3 sunt asisturi. De ce? De ce? Cycle stats? A murit de 3 ori. Și are și 3 asisturi. 14-3-3 scor. Nu e scor de codat. Ce? 14-3-3 o fac în prima rundă când intru pe DAS 2 sau pe Miraj. În prima rundă am 14-3-3. Easy peasy, adică... Serios. Bine, noi avem antrenament din... Na... Jandarmerie, facem antrenamente, chestii, de-aia avem scorul ăsta, jucăm bine, nu așa, și fără cod, vă dați seama, noi jucăm clean, dar e un scor foarte posibil, vă dați seama. Opa. Da, iese pe ăsta, îi sare ținta direct pe cap, ok, și mai are una, tot așa, se duce ținta pe cap, aos, foarte frumos. Hai să dăm un pic cu 4X, că deja, sincer să fiu, a fost interesant cât a fost, dar nu mai e. Pentru că face aceeași chestie rundă de rundă, cade pe capau, se duce după ei, după aia se mai preface el că verifică jumătate de hartă, deși știe că jucătorul e ori în bază Tero, ori cu băgat pe la B, ori habar n-am. Așa că o să-i dăm iarăși cu 4X. Avem doar două bife momentan. Poate descoperim ceva, bani, poate descoperim ceva, nu știu, lasă cap în pământ sau cine știe. Aici iarăși ținta total pe lângă subiect, dar ajunge pe capul subiectului. Ok. Și începe o nouă rundă în care va face probabil aceeași chestie. Și iarăși aruncă flash-uri și iarăși încar cacao după 3 gloanțe. Foarte frumos și eu mai fac chestia asta. Nu este de comentat sau așa, doar am observat ce a făcut. Ok. Se apucă de pereți, de porți, de tot ce se poate și vine, fiți atenți, vine jucător aici, dar el se face că nu, el nu, nu-i de, el nu-i de, nu știa el ce, ce. El se uita acolo la săgeata aia unde scria și era nedumerit că ce, ce, unde arată, că nu... Nu văd unde săgeată, a, chestii. Și a intrat jucătorul în țintă, mă, vă rog să mă credeți. A intrat în țintă, pur și simplu. Asta mai întâmplă, mă. Cât să pune, cât să pun. Gen. Hai să vedem mai departe. Se duce și sparge ușa. Bate omul de la Heaven. Mai are un om afară. Mai face un kill afară. Mai sparge niște geamuri. Băi, cred că intră și la distrugere băiatul ăsta, că nu e prea, păi, pe bune acum, e vandalizare, e sparge geamurile așa că vrea, el se crede la el pătar, la... Pe bune acum, aduceți cătușele, vă rog frumos, că nu... Mamă, mamă, iar s-a, mamă, prin smoke, pe lângă smoke, printre smoke-uri, printre, mă scuzați, identitatea mea nu trebuie să fie descoperită, așa că să-mi trag cagula mai sus, să nu... Pă bune, ok, nu face nimic. Bă, deci, cred că scopul lui The Suspect, sincer să fiu, a fost să plictisească rău de tot jandarmeria. Cred că, de fapt, asta e manevră, e diversiune. Se întâmplă ceva rău undeva pe CSGO și The Suspect e aici ca să ne distragă, pentru că m-a plictisit, vine să-mi dau singur verdict, să-mi dau bani singur pe jocul ăsta, sincer să fiu. Și mergem la următorul suspect.
nu mai râde. Mamă, i-am greșit verdictul, i-am dat o bifă din burtă. Nu, e cadou de la jandarmeria CSGO, stați liniștit, nicio problemă. Se mai întâmplă. Greșeală. Și se pare că ajungem pe Overpass, unde suntem pe o mapă oarecum exotică, așa, nu atât de jucată, adică nu s-a atâtea demori pe Overpass câte sunt pe Mirage și pe Dust 2. De fapt, mai bine zis pe Office, că după cum ați văzut, pe Office e full de demori la jandarmeria, era să zic poliția, ce se fac. Și domnul de suspect nu se uită în jos, ceea ce este de apreciat. Haideți să vedem ce scheme are el, se uită prin pereți, îi greșim și lui verdictul. Ce face aici? Ia să vedem. Încearcă el aici, știa că vine, că a început să tragă, să așa. Cred că din start, de fapt nu cred, ci sigur, pentru că jandarmeria, dacă face o afirmație, trebuie să fie 100% sigură. Pac, pac. Este vorba despre Paul, după cum puteți vedea. Chiar dacă nu jucăm nimic și așa, o, nu s-a capul în podea? Nu e capul în podea, e la mișto, nu e capul în podea. Ba, e capul în podea. Ce? Dar ce-ai făcut, mă, de sas pe mă? Și se apucă de ei. Se apucă de ei. O lăsăm așa. Nu vreau să vedem mai multe, că am văzut podeaua. Ceea ce nu voiam să vedem, dar până la urmă am văzut-o. Și dăm 3 bife de data asta, verdict corect, my friendos, și fără griffing, 3 bife, cum spuneam. Am obosit, am avut tură lungă de noapte, mama, am avut mulți suspecți în dubă, a fost o tură foarte grea și asta este jandarmeria și cere scuze că am mai făcut și greșeli, se mai întâmplă, dar vă invită pe Instagram, oneflash0, să băgați un follow și să vă băgați la giveaway. Extragerea este pe 30 martie și e cel mai mare giveaway de până acum, periferice de 1000 de lei ca și valoare, plus un tricou, ediție limitată, cu se curbează glonțul. Totodată vă invit să băgați codul oneflash pe PC Garage, la absolut orice comandă vă oferă reducere și puteți să vă scateți transportul sau măcar un cico. O zi cât mai bună, nu jucați cu coduri, că nu e bine și... nu dați decodați, că iarăși nu e bine, că nu e fun. Eu am fost Flash, v-am pupat. Pa! Jandarmeria CSGO în acțiune, te rog frumos, nu râde. Nu mai râde. Cel mai mare challenge, să sufli nasul, cagură.